domnule prefect, spuneați puțin mai devreme că nu a fost găsit sprijinul la Consiliul Județean. Ce sprijin s-a cerut și care a fost motivul refuzului? Este vorba de o hotărâre pe care Consiliul Județean Prahova a dat-o pe data de 30 aprilie, la două zile după ce s-a întâmplat nenorocirea și la o zi după ce primăria a solicitat ajutor, prin care au fost alocate 80% din fondurile de parteneriate și din cota de 6% direcționate către o singură culoare politică. Nu aș vrea să vorbesc, să rostesc cuvântul politic astăzi, dar realitatea este că 80% din fondurile Consiliului Județean au fost direcționate către o singură formațiune din Prahova și pentru Sănică nu s-a putut. Nu au mai fost bani? Da. Cum au motivat-o? Nu au motivat. Este datoria mea ca prefect să verific legalitatea acelor hotărâri și mă voi pronunța pe ele. Tocmai că au fost bani și s-au dat. Banii au fost prevăzuți pentru cota de 6% încă din luna ianuarie acestui an și s-a ales alocarea lor acum printr-o simplă coincidență că avem alegeri într-o lună. Domnule prefect, vreau să vă... Vă rog să repetați că nu. Ce sumă ați cerut? Nu, suma nu o cere prefectura, suma o cere autoritatea locală și nu mă uit pe astfel de documente. Sumă, există un cost cel puțin estimat al lucrărilor pe care le vedem astăzi? Încă o dată, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență aprobă, solicită intervenția de urgență, ce înseamnă costurile, achiziția serviciului și așa mai departe, care de însarcina beneficiarului și anume primăria Sfântului. Cum credeți că s-a format acea cavernă care, iată, este destul de mare? Sunt și eu foarte curios să aflu când vor veni expertizele finale. O singură întrebare mai am eu. Spuneați de cele 42 de persoane evacuate inițial plus cele 16 de aseară, având în vedere că a fost o recomandare această evacuare. Mai sunt persoane care au rămas în clădirile de aici, de lângă groapă? Aceste date le poate avea numai jandarmeria și poliția care s-au ocupat de evacuarea propriu-zisă. Și totuși, pentru că oamenii vor să știe când se pot întoarce în apartament, având în vedere că au început lucrările la această groapă, care este termenul cel puțin estimativ în acest moment pe care îl puteți transmite celor care au fost deja evacuați? Oamenii se pot întoarce oricând în apartamentele lor pentru a-și lua bunuri, pentru a-și verifica locuința, dar oamenii nu mai au utilități în apartamentele lor, le-au fost asigurate celor care au dorit alte spații și recomandarea noastră și solicitarea noastră este să nu rămână permanent aici. Vă dați seama că nu putem fi absurzi. Noi filmăm de lângă un bloc și evacuăm oamenii. Nu. Vorbim că această dinamică este în desfășurare și pentru siguranța lor, până în momentul în care nu avem o expertiză, nu le recomandăm să se întoarcă. Deci persoane... de mai mult de o lună? Nu pot să vă spun, așteptăm rapoartele. Sunt totuși persoane care refuză să plece. Iată, văd că au rufe la balcon. Și au asumat, nu știu, chiar nu știu, cei care refuză să plece, probabil, sigur, și-au asumat pe bază de semnătură. Totuși, repet ce am spus și ieri, o așa colaborare și o așa decență ca oamenilor aceștia, eu nu am văzut până acum și le mulțumesc încă o dată. După lucrările de astăzi, s-ar putea relua și circulația pe drum? Exclus. Circulația nu se va relua decât în momentul în care, atât cea pietonală cât și cea auto, în momentul în care expertizele vor spune că zona este circulabilă. Cât timp vor mai dura aceste lucrări? Vorbim de cele care se desfășoară acum? Da. Eu sper cât mai puțin. Sper cât mai puțin. Adică astăzi se vor termina? Îmi doresc lucrul acesta. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc.